Bine v-am găsit, dragi prieteni! Azi vă invit la o ciorbă de perișoare, lejeră, acrișoară și foarte gustoasă. Să începem! Ca de obicei, ingredientele necesare le găsiți detaliate în descrierea videoului și în rețeta scrisă pe blog. Link-ul găsiți tot la descriere. Pentru început voi pregăti legumele. Am curățat 3 cepe, iar 2 din ele le-am tăiat mărunt. Am curățat, spălat și tăiat mărunt și 2 morcovi de mărime medie. Două rădăcini de pastârnac. Și un sfert de țelină. Încălzesc 2-3 linguri de ulei într-o oală de ciorbă pusă pe foc și pun ceapa la călit la foc potrivit până aceasta se înmoaie și devine translucită. La acest moment adaug și morcovul, pastârnacul și țelina, toate tăiate cubulețe. Morcovul prin călire va elibera beta-carotenul, iar acesta va da o frumoasă culoare portocalie ciorbei. Călirea aduce un plus de gust ciorbiței, dar dacă din motive de sănătate nu doriți să căliți nimic, puteți pune legumele direct la fiert. Când rădăcinoasele s-au înmuiat, adăugăm apa, 4 litri de apă, pun capacul și dau focul tare până dă în clocot. După care scad focul cât să fiarbă molcop și constant. Timp în care ne ocupăm de perișoare, pentru care avem nevoie în primul rând de carne tocată. Eu am aici 500 de grame amestec de carne de porc cu vită, o ceapă tăiată mărunt, 2 linguri de orez bine uscat, un ou de mărime medie, sare și piper după gust. Amestecăm toate ingredientele la oaltă până se omogenizează. Nu mi s-a întâmplat niciodată să mi se sfărâme perișoarele, deci nu pot spune că am un secret aparte pentru asta. E drept, am grijă la consistența materialului pentru perișoare. Vreau ca această consistență să fie una bine legată. Citeam din diverse articole cu titlu de scandal gen greșeala pe care o face fiecare gospodină, texte de genul carnea să fie cât mai macră. Eu totdeauna folosesc carne cu ceva grăsime. Mi se pare că perișoarele din carne macră ies prea seci, dar nu mi s-a întâmplat niciodată să se spargă perișoarele din cauza grăsimii. Mai degrabă, cred că pentru niște perișoare reușite e nevoie să legăm compoziția cu un ou, iar atunci când le punem în ciorbă, să nu lăsăm să fiarbă în clocote mari, ci să dăm focul încet și să fiarbem molcom acoperit cu un capac. Mama le dă prin făină înainte de a le pune în ciorbă, iar soacra le dă printr-o peliculă fină de ulei. La început am adoptat ambele sfaturi, dar treptat am renunțat la ele. Cu o linguriță iau compoziție de mărimea unei nuci și îi dau între mâini o formă rotundă. Toate perișoarele astfel modelate le pun una câte una în ciorba deja în clocot. Dau focul mai încet cât să fiarbă totul molcom, acopăr cu un capac și las să se gătească circa 20 de minute. Perișoarele se vor scufunda la început spre baza oalei, dar curând vor începe să se ridice la suprafață și să plutească. Dacă apare spumă rezultată din proteinele din perișoare, o vom culege cu o lingură de la suprafață. După 10 minute adaug și o cană de bulion sau roșii proaspete dacă aveți,
una-două lingurițe pastă de ardei, am mai pus și o tulpină de leuștean pentru o ușoară aromă, mai puteți pune acum și alte legume, 2-3 linguri de mazăre, o rogulie tăiată cu bulețe. Acoperim și fierbem încă circa 10 minute la foc mulcom și voi profita de acest timp pentru a tăia mărunt niște frunze de leuștean verde și o legătură de frunze verde pătrunjel. După 20 de minute de când le-am pus la fiert, scot o petișoară și gust să văd dacă e gătit orezul. În cazul meu este gata, doar o mai potrivesc după gust cu sare și o iau de pe foc. De acrit nu o mai acresc, las pe fiecare membru al familiei să-și o potrivească în farfurie după gust. Ce mai fac acum este să adaug verdeață să se infuzeze în ciorpa fierbinte. Eu am pus leuștean și pătrunjel. De asemenea, îmi place foarte mult în această ciorbă tarhonul. Tot la etapa asta o puteți drege cu galbenuș și smântână dacă vreți, dar eu vara o prefer așa simplă, lejeră și cu multă verdeață. Un adevărat răsfăț pe timp de căldură. Tot vara la noi în familie sunt foarte cerute ciorba de ardei umplut, un adevărat deliciu, ciorba de varză cu afumătură sau supa de roșii cu busuioc. Chiar sunt curioasă ce ciorbe sunt preferate la voi în familie vara. Vă aștept să povestim la comentarii, poate fur de la voi niște idei noi de rețete, știți că sunt foarte curioasă să încerc idei noi. Vă mulțumesc că mi-ați ținut compania azi în bucătărie, mă simt onorată când vreți să gătim împreună. Dacă vreți să repetăm experiența, nu uitați să vă abonați și să dați click pe clopoțel. Like și share dacă v-am făcut poftă cu ciorbița. O zi minunată vă doresc în continuare. Bye, bye!